vizită doamnei Maria Popescu, o veche prietenă, ca să o felicit pentru onomastica unicului său fiu, Ionel Popescu. Un copilaș foarte drăguț de vreo 8 anișor. N-am voie să merg cu mâna goală, așa că i-am pus băieții o minge foarte mare și foarte elastică de cauciuc. Am observat că în anul acesta, doamna Popescu nu se prea vede la petreceri, la primare, la teatre. Doamna mi-a spus că de la o vreme îi se urăște chiar unei femei de petreceri, mai ales când are copil. Să spun drept, când era eu nemitite, mai mergea. Acum, de când s-a făcut băiat mare, trebuie să mă ocup eu de el. Trebuie să-i fac educația și nu știți voi, bărbații, cât timp ia unei femei educația unui copil, mai ales că mama nu vrea să lase fără educație. Pe când doamna Popescu îmi spune părerile ei sănătoase despre educația copiilor, auzim dintr-o daie de alături o voce răgușită de femeie bătrână. Uite, Gonița, Ionel nu s-a scâmpără! Ionel, Ionel, vin la mama! Știi ce ștrengar se face și deștept! Gonița, uite, Ionel vrea să răstoarne mașina! A stâmpără-te că te arzi! Ionel, Ionel, vin la mama! Săr, Gonița, varsă spiritul, s-aprinde! Ionel! Nu ți-a spus să nu te mai apropii de mașină când face cafea? Că dacă te-a prins, moare. Vrei să moară? Ah. Dar pentru cine ați poruncit cafea, madame Popescu? Pentru dumneata. Dar de ce vă mai supăra? Da, ce supărare! Nu mere calul. Vezi mare căluțul. Ionel, Ionel, Ionel! Du-te dincolo, mamă, spart urechile dumnealui. Nu e frumos când sunt musafir. Nu cred că mai ține mult gerul, așa de azi. Și pe urma dumneata ești roșorii cavalerie. Tocmai, la cavalerie nu e tot. Și maiorul nu cântă trâmbiță. Cu trâmbița cântă numai gradele inferioare. Maiorul comandă și merge în frunte armatei cu sabia scoasă. Înainte, marș! Bine, Gonițe, că mă dă jos cu tava! Ce? Dacă v-aș nebuni, era cu copiocul. Ți-ar fi plăcut să mă omor? Sărută-mă să-mi treacă și să te ier. Nu vă supără fumul de tutun? Vai de mine, la noi se fumează. Bărbatul ne fumează și dumnealui. Mi se pare că-i cam place. Ah, și dumnealui. Da, da, dumnealui. Să-l vezi ce caragiose cu țigara în gură. Să te prăpădești de râs. Ca un om mare. Ah, asta nu e bine. Tutunul este o travă. Dar tu de ce tragi? Ajunge, Ionel. Destul de dulceață, mamă. Iar te apucă stomacul. Am lăsat pe madame Popescu. Ionel! Ionel, ajutor! Ajutor, mare copilul! Mare copilul! Vezi? Vezi, domnule Maior? Nu te-am spus eu că tutunul nu e lucru bun? Atât
nu mai fumezi. Am lăsat pe Madame Popescu împreună cu fiul ei și am plecat. Ajuns acasă, am realizat de ce Ionel a ieșit cu cheseaua de dulceață în vestibul, ca să-mi toarne dulceață în șoșoșul.